și schitul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din apropierea localității Braza, județul Brașov, și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, credincioși din satele învecinate, dar și din diferite părți ale Transilvaniei, au venit să participe la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la altarul de vară al așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze modelul pocăinței oferit de Sfântul Ioan Botezătorul. Sărbătoarea aceasta este o zi de doliu, o zi de postire, de post aspru, o zi în care noi dorim să ne învrednicească Dumnezeu să fim altfel decât cei care sau prin care s-a întâmplat această crimă împotriva Sfântului Ioan Botezător. Astăzi când facem puțină osteneală pentru Hristos, pentru Sfântul Ioan Botezătorul, astăzi când facem osteneală și fizică, nu numai să stăm la liturghie, dar și prin post, și mai facem și prin rugăciune, să fim încredințați că ne oferă Mântuitorul Iisus Hristos nouă tuturor și Maica Preacurată și Sfinții Lui, Sfinții Lui Dumnezeu, posibilitatea de a deveni și noi fii ai Lui Dumnezeu după har, de a ne câștiga viața de dincolo, de a trece prin lumea aceasta a păcatelor, luptându-ne cu păcatul. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a oficiat slujba parastasului pentru părintele Ioan Năftănăilă, primul ctitor al acestui așezământ monahal. Astăzi avem o sărbătoare frumoasă, care este ramul mănăstirii noastre, tăierea capului Sfântului Ioan Botezător. Cu această ocazie am avut prilejul și bucuria de a avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Ne-am bucurat sufletește, cu toate că ziua aceasta este o zi de tristețe pentru biserica noastră ortodoxă, așa după cum știm. Sfântul Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul de către Irod. Dar, pe de altă parte, ne bucurăm sufletește și duhovnicește, pentru că am avut și credincioși în mijlocul nostru aici, în număr mare. Schitul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din Breaza a fost construit începând cu anul 1996, în apropiere de locul unde, cu mulți ani înainte, a mai existat un schit care a fost distrus de generalul Bucov.